Bună ziua, dragii mei, sunt Tarotela cu o nouă etalare foarte, foarte iute. Let's make a quickie. Let's do. Let's read. Quick. Ah, ce ai aici, domnule? În timp ce am amestecat aceste cărți de care mi-era tare, tare dor, a apărut mai multe, dar în mod special 8 de cupe. Acum recunoașteți voi situația. 8 de cupe și regele de bute invers. O energie masculină, că e rege, da? O energie masculină. Poate să fie și o femeie în energia sa masculină, dar nu în energie masculină bună, într-o energie discordantă, a vrut să iasă, vreau să zic distorsionată, dar e discordantă. Femeie cu energie masculină, asta e discordant, din punctul meu de vedere. În fine, 8 de cupe, un personaj care vrea să se elibereze de niște energii negative. Puteți să fiți voi care vreți să, voi, sper, eu știu, doritor să vă eliberați de o energie negativă. Regele de putere poate să fie bărbat, poate să fie femeie, poate să fie și... Și o femeie, când este super activă, din cauza că e singură și trebuie să le ducă pe toate, da, intră adesea în energia aceasta masculină. De foc, de apă, de aer, de monede, da? Când ești singur, trebuie să le faci pe toate, să treci și, până la urmă, face parte din reechilibrarea noastră, dacă avem masculin și feminin, toți, și bărbați și femei. Însă, dacă e femeie și în energie masculină și distorsionată, e foarte nasol. Acum, hai să zicem că totuși o energie masculină, da? Un personaj care n-are încredere, nu se respectă suficient, care vine mesajul, vine... Nu are suficientă autoritate, autonomie asupra sa. Eventual cineva care a pierdut energie într-o relație, în ceva sau... Da. Și când oamenii se manifestă așa sau trăiesc situații care le provoacă asemenea, să zic, comportament, le proiectează pe ceilalți. Înțelegeți? Dacă voi ați fost în preajma acestui personaj, a simțit că vă ia energie, că lucrurile nu merg, că n-are încredere, că nu se poate crea. Măi, regele de bute foarte fain, îmi place la maxim. Ce îmi place la maxim la acest rege de bute este că e creativ, e inovativ, e distractiv, e plin de pasiune. E, exact opusul, da? Exact opusul. Bărba, femeia nu contează. Care vrea să controleze eventual. Nu să conducă într-un mod plin de pasiune creativă, aș spune, ca să completez această pasiune. E o energie care aduce voie bună. Îl urmez cu drag. Pe regele de bute îl urmez cu drag pentru că ți-e simpatic. Aici e chestia. E, acesta e exact invers. Bărba, femeia nu contează, voi știți ce este. Dar și vreți, eventual, să vă eliberați de această energie? Sau poate cineva vrea să se eliberează de această energie, dacă nu sunteți voi, poate să fie interesant la capătul setului de cărți, 10 de bute, iar. Este ceva ce apasă, dar cu soarele și justiția, poate să fie un contract, poate să fie o căsătorie, poate să fie cineva cu, nu-mi place să zic, nu, să ai marcaj în balanță, marcaj în foc, dar în semne de foc. Interesant. Aici ar putea să fie trezirea cuiva cu soarele. Să înțeleagă, de fapt, diferența între contractele pe care le-a trăit, le-a semnat, le-a sperat că vor fi echilibrate și ce a ajuns să trăiască, o apăsare. Zice de bute, apasă. Apasă. Ia uite, și trebuie să muncească tot timpul. Hai să vedem. În timp ce am amestecat, o să vedeți... Încerc să fie quickie. În timp ce am amestecat aceste de cărți, ia uitați-le unde. Am vrut să vă arăt justiția, iar a doua oară și doi de spade. Ori iar cineva cu marcaj în balanță și altcineva cu marcaj în aer, alt semn de aer, dar nu-mi place să zic așa, nu sai. Însă, s-a oprit la doi de spade, însă cineva trebuie să... Ia uite, împăratul. Cineva trebuie să înțeleagă, să facă diferența între... contract și colaborare, pentru că justiția reprezentând la modul foarte general, nu o să ai persoane în zodia balanței, cât casa a șaptea a balanței, ca să se facă diferența, cineva trebuie să înțeleagă diferența între echilibru, armonie și contract. Da? Dorința de control a cuiva în acel contract
Iar pentru mine justiția înseamnă căsătorie, poate să fie o chestiune la locul de muncă. Cineva dorește să aibă controlul într-o asemenea situație, dar trebuie să învețe să facă diferența între ce este corect și ce nu este corect. Ia uite ce mai apare în timp ce amestec, că tot vorbeam de balanță. Cui dai? Celui care merită sau celui care cere? Că poate cel care cere nu merită. Interesant. Iar 5 de bâte, împăratul și diavolul. Împăratul, energia masculină. O energie masculină foarte încăpățânată, dar este foarte încăpățânată din cauza că are o influență. Cineva comunică într-un mod foarte toxic, chiar poate să fie căsătorie sau contract cu aceste lanțuri. O legătură foarte toxică în spate. Poate să fie și educație, poate să fie și obsesia pentru bani, așa a fost învățat, da? Și învățat să creeze conflicte. Să creeze conflicte. Hai să vedem situația. Cam despre asta probabil că o să vorbim. Situația. Dacă pot totuși în fața camerei mozaic, că nu stau să vă demonstrez nimic. Dacă nu aveți încredere... judecata? Interesant. Ok, deci prima a fost judecata. Apropo de ce am zis, că trebuie să se gândească. Vai, ce interesant. Îndrăgostiții doi de cupe și regina de spade. Iar doi de spade pe care l-am văzut... doi de cupe, vreau să zic. Dar înseamnă că are legătură cu doi de spade. Acea persoană despre care am vorbit trebuie să gândească bine. Ceea ce a să fii într-o relație karmică, asta înseamnă justiție, karmă, contract, obligații, schimb. Ce dau, ce primesc. Păi asta nu-i dragoste, nu? Aia nu e dragoste. Când e dragoste... ofer din suflet, fuzionează energiile într-un mod instantaneu, se integrează armonios, fără să cântărești, gen, da? Balanță. Cât ai dat tu, ai dat suficient bani în casă, îți ofer, eu știu ce servicii, îți fac cartofi prăjiți cu, nu știu ce, fripturică de care vrei tu. Ce vrea tati să-ți facă de mâncare? Sau mami să-ți facă de mâncare? Da? Ce vrea să-ți facă? Cu tare? Păi asta numai dacă ai dat bani suficienți în casă. Fac un pic de mișto, asta e, mai fac și eu. Dar aici e problema. Cineva trebuie să se gândească, să renască eventual dintr-o mentalitate. Deci avem arcaj pe semne de apă, judecata, în mod special, este Pluto. O situație, o relație sufletească foarte profundă, o dragoste foarte profundă, provoacă un personaj rațional, inteligent, de altfel, pe care regina aceasta e cea mai superbă regină de spade pe care am văzut-o vreodată. Provoacă un personaj, poate să fie și bărbat, da? Interesant, pentru că regina ar putea să țină de balanță, balanța fiind reprezentată de Venus, dar nu obligatoriu, poate să fie ascendent, da? Nu vă fixați pe zodii. Nu vă fixați pe zodii. Ascendent poate să fie și la îndrăgostiți. Ca și semnal gemenilor, dar nu fixați, repet, prea mult pe zodii. Dacă vreți să mă ascultați, în fine. Și iar, doi de cupe. Nu înseamnă musa e zodia de apă, înseamnă că sufletele celor două persoane se întrepătrund, fuzionează într-un mod echilibrat, yin și yang, se completează, da? Și aici la fel. Aici este. Cineva trebuie să gândească judecata, să lase o anumită gândire mai veche, spadă, negativă, da? Să o lase un pic jos și să primească. Aici este o mână de ajutor. Ar putea să-și asculte intuiția, să vorbească cu cineva care e mai înțelept, dacă are pe cineva în preajmă sau să asculte, nu știu, niște emisiuni legate de aceste subiecte, să facă diferența între contracte, diavol, justiție, ce am văzut mai devreme, și îndrăgostiți și doi de cupe. Dacă, ia uite, iar doi de bâte, la capătul setului de cărți, roata norocului, o schimbare de energie. Acest personaj trebuie să facă o schimbare de energie, dar nu știe, nu știe direcția, că e doi de bâte, trebuie să aleagă direcția. Care energia? Energia trecutului sau energia viitorului? Totuși, la doi de bâte, în general, personajul privește înspre viitor și ar fi minunat ca și acest personaj să privească în viitor. E undeva la o terasă, e ca și când ar fi un turn
Poate este turnul reprezintă o construcție saturniană veche, care la un moment dat se va dărâma pentru că nu este construită corect. Și bine ar fi să plece, interesant cum vine mesajul, înainte să se dărâme turnul. De-aia urmează intuiția, judecata. Altfel, ce mai avem? Da, se pare că este o situație de triunghi amoros care atrage conflicte și discuții ori acasă, ori la locul de muncă. Wow, iară, diavolul și marele preot, asta e căsătorie toxică. Pentru mine, dacă poate să fie și altceva. Da? Conflicte acolo, discuții, scandaluri. Ups, cum ți-ai permis să te uiți în afară? Păi dacă înăuntru este ceea ce este, nu? În fine, și din cauza că cineva a privit în afară și a văzut că, măi, există și altfel de relații în care oamenii se țin de mână, colaborează, lucrează, zâmbesc, se simt bine. Nu-și dau cu săbile în cap și cu butele la țurloaie. Hai să fiu mai plastic. Vorba vine. Adică nu se sabotează în acțiuni și în comunicare. Și totuși a fost o perioadă de tăcere. De tăcere, de abandon exact a cui? A acestui nou potențial. E un potențial care apare. Pentru că dragostea nu vine când vrei tu, dragostea vine când consideră Dumnezeu că e cazul să te trezești judecata, să te trezești, domnule, la realitate, că tu de fapt nu trăiești o dragoste acolo. Marele preot, da? Și diavol. Asta nu-i dragoste. Tocmai pentru că s-a simțit abandonat singur sau singură în această relație toxică, cineva nu musai că a căutat în afară, pur și simplu, poate că Duhul, știți? Duhul. Cupidon. I-a trimis o săgeată. Măi, mă, uită-te și tu în altă parte să vezi cum merge treaba și în alte părți. Ceva de genul ăsta. Ia că așa, acum acest personaj trebuie să decidă, da? Să-și facă planuri. Schimbare de energie. Dar știți, roata norocului, v-am zis eu din martie, da? Eu am așa niște revelații atât de puternice despre această arcană majoră și, din păcate, nu pot să spun public ce am citit despre... super! Pe parcă era lumină, ce se întâmplă? Ce s-a oprit curentul? Eu n-am aprins. Eu am uitat să aprind. Da. Hai să vedem. Situația. S-a oprit la 6 de cupe. Iar eu o relație de suflet cu cineva. Hai să vedem. Despre ce e vorba? Iar apare regele de bâte, care se simte foarte atras de un personaj pe care îl simte ca făcând parte din familia sa sufletească. Da, doi de cupe apare a doua oară și cavalerul de cupe. Poate că acest personaj a venit și a arătat, da, ia uite, i-a arătat, domne. Când doi oameni comunică, trebuie să comunice din suflet, da? Nu cu sabia în mână. Nu cu dorința de a ataca, de a crea neînțelegeri, de a da replica sau de a tăcea, în mod special, cât să creezi confuzii. Știți cum e? Că cinci de spade înseamnă jocuri mentale. Nu musai cuvinte și tăcerea este un fel de a ataca. În fine. Deci, situația aceasta este.
Eventual, acest personaj care este foarte masculin, regele de bâte, care este masculin, am zis bine, da? Plin de dorință, de energie în general, ceva se întâmplă în viața sa, de au apărut cărțile pe care le-ați văzut mai devreme. Însă, în relație cu acest suflet pereche, pare că dorește să comunice, cavalerul comunică ceva din sufletul său. Rămâne de văzut ce alte cărți apar. Pentru că dacă nu comunică, pierde ocazia, 4 de cupe. Probabil că a pierdut niște ocazii din cauza că nu a exprimat ceea ce simte regele de cupe. Nu doar pasiune, simte și dragoste, da? Pentru că astea sunt îndrăgostiții. Nu e doar atracție fizică, este și atracție emoțională, spirituală. Și-a rănit, ia uite, și-a rănit împărăteasa, și-a rănit femeia divină. Din cauza că nu a arătat emoții și nu doar, că a refuzat oferta cuiva. Și acel cuiva era chiar femeia divină. Hai să vedem ce alte cărți fac. Uf, ia uite. Și acum ce face? Își face griji. Se gândește. Apropo de judecată, dar dacă e nouă de spate, nu să-și asculte intuiția, aici este problema. Se lasă influențat de acea mentalitate pe care a trăit-o, a manifestat-o până acum, pentru că, la capătul setului de cărți, se pare că s-a plâns suficient de mult ca cineva să-și pună să se hotărească că vrea să încheie acest capitol. Atât timp cât poate să fie dragoste, dar atât timp cât această dragoste aduce atât de multe lacrimi, unul dorește încheierea acestui capitol. Eventual își face griji, dar putea să-și facă griji cu 9 de spade. Am zis că vorbim de cineva care pleacă, 8 de cupe, din cauza că regele de bâte a fost în energia sa masculină negativă. Judecata ține de trezire, nu? Ar fi minunat dacă ar înțelege cum să se poarte cu cealaltă care iau de moarte. E frică. E frică că cine pleacă, voi știți dacă faceți parte din acest context, cine pleacă va pleca definitiv și pierde. Ia uite, iar e vorba de plecare. 6 de spade. Din cauza că... Ia uite, steaua n-a fost apreciată. Steaua. Fericirea. Destinul. Când a venit destinul, lăsați-mă să fiu așa mai, un pic mai plastică. Când l-a ținut destinul de mână, sau a ținut-o, că poate și femeia, da? S-a simțit blocat, a preferat să rămână în acest sentiment de abandon, nu că mă va părăsi, că nu o să fie bine, că aia, că aia altă, că se va purta la fel ca ceilalți, la 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 la. Și atunci a manifestat exact ceea ce a gândit, știți cum e? E o chestiune, e secretul manifestării. Ceea ce gândești, aia atragi. De-aia trebuie să te transformi, moarte și renaștere, ca să poți să atragi. Ia uite, 9 de cupe. Să atragi varianta frumoasă a acestor energii. Ele încă sunt în preajmă. Se pot manifesta dacă se transformă acest stres. Și cum ar trebui? Se și vede de la început, prin comunicare emoțională, prin colaborare, da? Colaborare emoțională și creativă, și pasională, dar în sens frumos. Nu manipulator, nu toxic, cum era regele de bâte invers, da? Ia uite, trebuie transformat acest mental, 8 de spade. Aici este programare mentală. Pentru mine asta înseamnă programare, da? Și 8 înseamnă transformare. Și moartea ține tot de casa 8-a, da? Transformare. Hai să pun totuși asta la parte. Ia uite ce tot vine. Ce
ar trebui valetul de monede și 5 de monede. Dacă a apărut probleme în cuplu, în acest cuplu, nu mă interesează de celălalt toxic, în acest cuplu, dar dacă a apărut probleme în acest cuplu cu 5 de monede, adică dacă n-a existat armonie și întreajutorare și a fost abandonat celălalt din cauza, repet, relațiilor trăite în acest stil până acum, singura soluție sau, da, în această perioadă ar fi, afară de comunicare emoțională și implicarea practică, 5 și cu 1 înseamnă 6, reciprocitate, ar trebui ca acest personaj să înceapă să ofere, practic, nu doar, repet, nu doar să exprime, are foarte multe de făcut. Am senzația că are foarte multe de făcut, da? Trebuie să ofere practic. Eventual să studieze, dacă nu se pricepe și nu are experiență, să înțeleagă, da? Consultându-se cu cineva mai înțelept, trebuie să studieze, domnule, cum să rezolv această problemă. Dar sunt influențe. Cineva, ia uite, în preajma acestui personaj tot îl programează. Nu că nu se poate, că nu ești în stare sau îl ține legat prin diferite tehnici, da? Regina de bâte. Ar putea, uneori, regina de bâte, în varianta sa negativă, ar putea să fie un personaj care ține foarte mult, este foarte geloasă și invidioasă și vrea să lege acest personaj. Și, repet, nu mă fixez pe zodii. Zodii este o persoană, ia uite, interesant, ia uite. Vorbind despre această regină de bâte, ce mi-a apărut magicianul invers, manipulatoare, chiar vreau să zic și mi-a apărut cartea. Și trăind lângă manipulatori, ajung să fii ca ei. Nu ca o scuze, dar asta este adevărul. Trăind lângă oameni care te manipulează, ajung să fii ca ei. Acum, ar mai fi o chestie. Ce mai simt? Dacă acest personaj se trezește și se transformă, trebuie să-și găsească o nouă direcție singur pe cont sau singură pe cont propriu. Ca să se elibereze 5 de monede de această răceală în cuplu, într-un cuplu manipulator. Asta este adevărul la care ar trebui să ajungă, că sunt opțiuni, sunt multe, dar cu cât sunt mai multe, cu atât se creează confuzii și va trebui blocate confuziile ca să îți găsești o direcție. Ce mai extraordinar, justiția invers, fantastică. Justiția invers ne vorbește despre separare cu regina de spade. Și justiția invers, pentru că am văzut și justiția parcă cu diavolul, am văzut, da, era cu diavolul, am văzut și male preot cu diavolul, da? O ceva de genul ăsta. Asta îmi sugerează căsătorie toxică, manipulatoare, nedreaptă. Și în asta constă judecata la care... poate chiar ajung, eu știu, în tribunal, se judecă, că tot apare justiția, dar nu vorbesc de acest gen de judecată. Este vorba de o înțelegere, că am văzut și asul de spade. De o înțelegere a unor lucruri. Este dureros. Este foarte dureros. Dar interesant, am senzația că aceste cărți vin separat. Cine trece prin această situație are alături măcar vibrațional, energetic, are alături un suflet pereche, poate chiar o flacără geamnă, că sunt ambele, sunt trei cărți, da? De două ori doi de cupe și îndrăgostiții, poate chiar o flacără geamnă, care este în preajmă. Care este în preajmă. Și măcar, știți cum e? Chiar dacă știți de această situație, nu puteți să stați voi aici prea mult, pentru că vă absoarbe ca o gaură neagră. Dar puteți să trimiteți de la distanță energie frumoasă, rugăciune, da? Ia uite, magicianul invers și justiția invers. Poate să fie un divorț. Cineva se trezește, judecata și moartea.
la realitate. Ia uite, alege, ia uite, alege. Decât să stea în discuții tot timpul, în contradicție cu cineva sau, în fine, nu e vorba doar de contradicții, jocuri mentale sau... Regina de spade e foarte inteligentă, dar în asemenea atmosferă manifestă varianta sa negativă. Aici e o suflet pereche care aduce inspirație. Dom'le, Regina de spade poate să fie și poetică și sensibilă și... Da? Și asta trebuie să aleagă acest personaj. Să fie puternic, puternică și să meargă într-o nouă direcție. Și unde merge șase de spade? Înspre soare. Înspre colaborări armonioase, oameni armonioși, oameni creativi, plini de pasiune, doritor să ofere întrajutorare. Cavalerul de cupe oferă, da? Ce-ar fi să... de clarificat. Clarificam eu. Câte sunt aici? Am zis că e quickie, mai. Hai încă o carte. Ia uite. Ce apare? Au apărut. Da, asta este. Iar, ce să aleagă? Că avem aici schimbare de energie și de direcție. Da, doi de bâte. Trebuie să-și facă planul. În ce direcție să meargă? Într-o direcție sau înspre oameni, că tot aia e, da? Într-o direcție în care se echilibrează. Echilibru, da? Numărul 14. Și acolo să înceapă, cum am zis, ori un nou job, ori o nouă viață, ori o nouă relație. Dreptul omului, da? Bărbat, femeie, nu contează. Dreptul omului să-și refacă viața. Dar nu poți manifesta asul de monede, nu poți manifesta colaborările armonioase până nu te vindești cât de cât. Cât de cât. Dacă acest personaj s-a purtat așa urât cu voi, ar putea să fie, să înțeleagă, judecata și Regina de spade, să înțeleagă ce a făcut. Și să vrea să se împace, temperanța asta înseamnă împăcare și judecata tot împăcare. Da? Și își face planuri de împăcare, cum să vină să ofere, da? Cavalerul de cupe, asul de monede, valetul de monede. Pentru că, ia uite ce a făcut. Dar, repet, variază. Dacă s-a purtat așa cu voi, este din cauză că în viața personală, căsătorie, familie, job, prieteni, asta a trăit până acum. Repet, nu le caut scuze. La capătul setului de cărți, după, ia uite, o perioadă de blocare, după stagnare, începe să vadă lucrurile dintr-o nouă perspectivă, să spere. Chiar dacă e distanță între voi, să spere că lucrurile vor merge bine. Trei de bâte sugerează și călătorie, sugerează și distanță, dar și speranță. Hai încă o carte, că am zis că e... Ce păruse? Stai că a păruse ceva. Încă un mesaj pentru cineva. Am zis că e vorba în această zonă de o femeie divină, o femeie trează spiritual. Femeie sau energie feminină, poate să fie bărbat în energia sa feminină, da? Dar care a fost foarte rănită. A încercat 8 de monede, a încercat să lucreze în această iubire, că asta înseamnă Venus, da? Nu doar femeie, înseamnă și iubire. Este un simbol al dragostei. Mature. A încercat să muncească, să se implice pe mai multe planuri și așa, și așa, și așa și de fiecare dată a fost dezamăgită. O fi fost într-adevăr distanța, dar deocamdată acesta este
un capitol pe care îl trăiește această energie. Bărbat, femeie, energie feminină, divină, trează. Da? Face parte din categoria pe care am exprimat-o mai devreme. Deci, a oferit dragoste și celălalt sau cealaltă, cel care este marcat de atitudinea aceasta rațională, asta și s-a gândit. Da, ia dragoste? Da, dacă nu e dragoste. A mentalizat prea mult, a analizat prea mult, a fost prea pasiv, poate prea lipsit de energie, că e cineva care stă tot timpul întins în pat. Asta și s-a gândit. Iată, temperanța aici. Încă, probabil că e în proces de vindecare, în care multe lucruri de înțeles, dar dacă nu poate să înțeleagă, pentru că uneori nu poți să înțelegi fără ajutorul cuiva, ar trebui să se roage, ar trebui să apeleze la cineva care poate să îl sau o facă să înțeleagă. Că de fapt, a fost față în față cu dragostea. Da? Asul de cupe și împărăteasă. Și 8 de cupe revin. Revine. Cine pleacă? Voi știți cine pleacă. Pentru că cineva n-a fost în stare să riște, să o ia de la zero. S-a gândit să merg sau să nu merg, să acționez sau să nu acționez, să vorbesc sau să nu vorbesc. Și a stat așa într-o confuzie și a pierdut ocazia. Asta e, ocazia a fost, a stat prin preajmă, da? Dar pleacă ocazia, nu stă o veșnicie. Hai încă o carte și cam asta. Voi trebuie să recunoașteți acum personajele și povestea. Și unde sunteți voi, unde sunt ceilalți. Uf, ia uite. Remitul și luna. Ce mi-a apărut luna și remitul? Eu așa simt ca și canalizare în acest moment. Frica de introspecție. Una e să stai să te analizezi rațional și alta e să simți. Plus că eremitul merge către stea, către destinul său, către vindecare, da? Și aici, în varianta sa negativă, eremitul invers. Gândește, dar fără speranță, fără credință, doar cu instrumente logice. E Mercur într-un exces de rațiune, să zic, pentru că Mercur poate, dacă ar fi Mercur cu lună, ar fi super intuitiv, da? Ar fi un Mercur retrograd cu eremitul invers. Sau frica de introspecție, frica de... Asta face eremitul, își înfruntă umbrele, da? Fricile. Și cu luna. Pentru că știe că la sfârșit va găsi steaua, lumina, vindecarea și destinul său. Își va înțelege destinul. Dar deocamdată cuiva e frică. E o nouă lume. E o nouă lume, un nou capitol. Care? Ia să vedem cum se va manifesta. Ce ar mai urma? Poate că trebuia să las acea lună cu eremitul invers, dar în fine. Hai, încă o carte și cam. Iup, ia uite, doi de monede. Faptul că e doi de monede invers e bine. Înseamnă că acest personaj totuși va merge înspre, va alege până la urmă. Va alege valetul de monede, da? Asul de monede. Doamne ajută, ar fi bine. Și ce face? Dacă își cere scuze pentru ceea ce a făcut, ar fi bine. Dar în primul și în primul rând, da, ar putea să dorească comunicarea, să facă o călătorie într-o formă sau alta și să comunice, să-și ceară într-un fel scuze. Ar fi bine, dar variază de la om la om. Poate să fie doar dorința și să nu manifeste, eu știu, dacă e încă nevindecat, nevindecată. Doi de monede... Acum ce a ales sau ce alege? Posibil că în această perioadă și un pic
Da. Dezechilibrat, dar se va echilibra cu temperanța. Ce alege? Să meargă cu pasiune, să exprime un adevăr. Dar aici este asul de spade în poziție normală, nu mai e justiția invers, nu mai e magicianul invers. Da? Se va exprima un adevăr. Interesant. Ce alte cărți mai vin și cam ăsta e finalul. Care e adevărul? Da, am stat și m-am gândit. N-am comunicat prea mult, am încercat să mă gândesc, să intuiesc, să simt. Da? Să-mi pun în ordine gândurile și să discern între ceea ce simt și ceea ce eram obișnuit, obișnuită să simt sau să nu simt, de fapt. Ce ar putea să spună acest personaj? Că într-adevăr și-a dat seama cu asul de spade, da? Cu asul de spade aici. Că aceasta este o dragoste. Asul de cupe, da? Și îndrăgostiții. Intoxicantă. Intoxicantă. Dar e fain că a venit temperanța. Am spus, temperanța este cea care anihilează diavolul. Este acel suflet perechi care de o anumită vibrație mult mai înaltă și ar putea să vindece aceste tendințe toxice ale acestui personaj, eventual adictive. Tendința de a se agăța de dragoste, mai ales când dă de dragoste adevărată, ar putea să devină foarte posesiv. Acum, da, va dori să vină, să manifeste victorie și nu doar victorie, și reciprocitate, să ofere ce n-a oferit până acum. Pentru că, uitați, uitați, justiția a fost invers. Aici este în poziție normală. Ar fi frumos. Acestea sunt gânduri, stări. Rămâne de văzut în cât timp se vor manifesta. Da? Dar iar, asta pentru că riscă să piardă o ocazie. Asul de cupe tot așa. A fost oferit, plutește în aer, dar nu e suficient să plutească. Trebuie să-l iei în mână asul de cupe, da? Să-l dai pe gât, să te înveți de această apă pură, vindecătoare, nu? Să te înveți în sensul frumos, să renaști, că asta e judecata. Să te înveți în sens sufit, pentru cei care știu ceva filozofie sufită. Cam atât deocamdată, am zis că e quickie, da? Vă pup, vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală, numai bine, ceau, ceau!